Femeia a fost lăvită prin cântec verzi și în satul Viișoara. Toate reprezentantele sexului frumos au fost invitate în gimnaziul din localitate. Elevii școlii de arte au pregătit un concert pentru toate femeile. Autoritățile publice locale au venit cu un cuvânt de felicitare în adresa tuturor. Femeia, căreia umanitatea îi datorează continuitatea și perpetuarea vieții, a fost și va fi elogiată în cântece și opere artistice. De când e lumea, femeia a ținut mereu a prins focul în căminul familial, a păstrat cu sfințenie datinile străbune, a sădit speranță și noblețe în inimile celor apropiați. Ghidați de profesori, copiii au venit în scenă cu cântece și poezii. Dar, în fine, multe stimate noastre doamne, mici, bunici și prieteni, vreau să vă convocați zile de 8 martie, vreau să vă transmit cele mai caldoroase, cele mai bune urări de bine, să fiți sănătoase, să aveți grijă de noi, de familie, de dumneavoastră. Fără dumneavoastră, noi suntem așa un minus, cum să spun. Poate noi putem să mai preferim, dar, în fine, și toți stătând cu scaun și cu scauna cuvintele care sunt scris aici în spatele meu, să rupe mie mâna ta, dumneavoastră meritați ca noi să vă sărutăm mâine în toată ziua. Majoritatea cântecelor interpretate de copii au avut melodiile compuse de profesora de muzică Valentina Cibotari. Autoritățile publice locale din Viișoara au ținut să mulțumească copiilor, dar și să felicite femeile care de-a lungul întregii existențe a omenirii au fost slăvite în diversele ipostaze ale existenței sale: soție, mamă, iubită, fiică, prietenă, și tot ei au fost închinate cele mai frumoase versuri. Școala de arte din Viișoara are peste 22 de ani de activitate. Tradițional, copiii ghidați de profesoara de muzică Valentina Cibotaru vin cu concerte în fața locuitorilor la toate sărbătorile.